Și eu am în viață datorie în familiei mele. Deoarece fără bărbatul meu în viață nu era să primesc ca două facultate, nu era să o fac niciodată. Fără copiii mei nu era să pot să devin un profesor bun și un... să-mi iubesc meseria mea. Fără fata mea e mă încântă, ea este aceea care mă critică, ea este aceea care îmi dă stilul, ea este aceea care ne ajută să mă trezesc și să mă culc, este acea luminiță care e de întâi, este de prima, este tare dorită, este acea care ne ajută în toate și tata o pierde din ochi, este fortăreața noastră. Pe când Ionuț este primul bărbat ideal în viața mea, deoarece tata este acel iubit, dar Ionuț este acel ideal. El învață cel mai bine, este acel copil care mereu mă face să mă mândresc. La învățătură este primul, la sport este primul, ca bărbat este primul, întotdeauna unde nu m-aș duce, eu întotdeauna mă mândresc. Numai lucruri de bine îi vorbesc, și la șote este primul și unde nu te-ai duce, el întotdeauna este în frunte. Și greutăți eu nu m-aș întâmpina împreună cu copiii ăștia mai mari a mei, asta este excepțional. Dar soțul meu este cea mai bună prietena mea. Eu îi spun toate problemele mele, toate durerile mele și știu care nu mă trădează niciodată. Dacă o prietenă poate te trădeze, pe când bărbatul tău niciodată. El ține cu mine, el uneori poate să supere pe mine, nu știu ce, dar până la urmă rezolvăm tot împreună, mergem înainte. Dar Alexandru este un dar de la Dumnezeu, el este ultimul, dar a venit pe neașteptate, tot, nu știu, Lidiana într-o zi pur și simplu a făcut din plastelină toată familia și când încolo la mine în braț a apărut un băț în albastru. Păi așa ne-am mirat, Lidiana, dar asta e cine? Asta e frățorul meu. Și noi peste o lună am aflat că să avem un frățor, da.